are mai multe defecte decât calități. O singură calitate are, că știe să cânte, rest nu are nicio calitate. Da, el și-a pierdut fratele, dar nu era așa afectat cum părea la televizor. Plângea aici. Ce? Când frate s-a fost mort, el cu mine. La priveghe, asta era. Adevărul că la un moment dat parcă și de frică, nu știu cum stăteam cu el. Sunt declarațiile incendiare ale femeii care i-a cucerit inima regelui manelelor. Să facem așadar cunoștință cu Dana Roba, focoasa timișoreancă de 20 de ani care-i căzuse cu tronc lui Nicolae Guță. Cum s-a întâmplat povestea voastră? Nu eu am intrat în viața lui, el a intrat în viața mea. Ne-am cunoscut la locul meu de muncă unde lucram eu pe atunci. El a venit să cânte și toți angajații eram wow, că a venit Nicolae, hai să mergem să vedem. Era o nuntă de țigani. A apărut în calea vieții mele, în sufletul plângea. Și când a venit, Dano, vine aici, dansează lângă mine. A chemat-o pe ring lângă el și tot atunci a poftit-o și în inima lui. A fost momentul când Dana Roba i-a căzut cu tronc regelui, la o nuntă care era să-i aducă chiar pe cei doi la altar. Dana i-a aprins inima regelui manelelor. I-a părut pe calea vieții mele, sufletul plângea. Când avea nevoie de iubire, ca ce îmi lipsea. Și așa, povestea lor s-a încins repede de tot. Dana l-a făcut parcă să uită de toți cei din jur. Primul lucru care a fost, eu l-am întrebat: băi, Nicolae, de tu ești însurat? Și el mi-a spus nu. Adevărul că era foarte... A luat tărie noaptea aia. Era amețit. Trei pahare de astea care ai tu cu apă. Pe puțin. Dimineața de după nuntă v-ați iubit? Da, mers cu el la hotel. Păi da. Așa beat? Da, așa beat. Au urmat momente tot mai tensionate, presărate cu amăgiri și povești cu iz de amor. Din acel moment am rămas să vorbim la telefon, să ne întâlnim, să ne mai întâlnim. El venea la mine și stătea de luni până vineri, stătea la Timișoara. Cât a durat povestea voastră? Până în februarie. Deci jumătate de an, mai bine de jumătate de an. Da, da, 7 luni, 6-7 luni. Fila de iubire bănățeană s-a încheiat bizar. Nu mi-a zis în față, nu. Mi-a zis după aia că sunt nebună și sunt osedată. Se pare că nu a fost doar atât. Dana susține că ar fi fost victima unui atac bine pus la punct la scurt timp după ce i-a spus adio manelistului. Roșcata spune că în spatele episodului în care a ajuns la spital bătută crunt de indivizi suspecți, ar fi fost iubitul Nicolae Guță. A început să dea pumnii în mine, picioarele. Dar cum ai zis, bă, la cum mă mânti tu? Ba 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 ba.